început Albina să fugă acasă. Suntem tot pe data de 29 iunie și până să vină ploaia, am refăcut o lucrare la această colonie. Aceasta e pregătită pentru culesul de floarea soarelui, dar mai e o săptămână până acolo. Și ce am de făcut la aceasta e să țin să nu intre în frigurile roitului. Și cum fac acest lucru? Deci am aici un fel de magazie unde a venit Albina și în zona aceasta. O să umblu repede. Aici această colonie are rezerve de miere care va fi extrasă la prima floare de floarea soarelui. Are rezerve de miere. Eu mai țineam aceste rezerve de miere pentru a ajuta un roi în caz de nevoie. Bun. Și eu sper că lucrarea care o fac acum să îl mai țină activ o săptămână. Iată, are rezerve de miere destul de bune. Din păcate nu o să-l pot lua la mână, dar atâta timp cât ai ceva semne la el, e în regulă, zic eu. Iată și aici, miere. Bun. Aici avem, să zicem așa, vreo 10 kg de miere, știu eu, ceva de gen, ca rezervă. Ca rezervă acestei colonii, până vine următoarea, să zicem așa, următorul cules. Plus că mai are și în capătul acesta, dar ce-i fac eu este că tot timpul vin cu o ramă la construit ca să țin colonia activă. Iată, avem aici o ramă construită. Această ramă o să o trec în această zonă. Aici este puiet. Aceste colonii de obicei au undeva la 10 rame ocupate cu puiet. Da, aici ai larvar. Este foarte important să aibă larvar, deci e foarte bine. Bine de tot, adică să ai larvar în colonie înseamnă că nu intră în frigurile roitului foarte curând sau în perioada următoare. Bun, acum să vă arăt o ramă cu puiet căpăcit și cam atâta, n-am de ce să-l mai deranjez pe el. Foarte, foarte bine populat. Așteptăm florile de floarea soarelui. Iată aici puiet frumos, căpăcit. Și aici are și larvar și căpăcit. E tot ce trebuie și lipsa bocilor, bineînțeles. Bun, acum eu repede aduc o foaie. O să vedeți mereu aceste turtițe deasupra coloniei, indiferent că e în cules sau nu. Aceste turtițe au rolul de a injecta în colonie vitaminele care nu există în natură. Mulți nu înțeleg, dar fără aceste aporte de vitamine, colonia are de suferit. Până nu m-am trezit eu cu studiile făcute,
N-am știut importanța acestor turte. Nu consumă mult pe zi, undeva la 30-50 de grame de turtă consumă. Bun, și bineînțeles uleiurile esențiale cu hrean, care nu au niciun efect asupra mierii marfa. Bun, să aduc o ramă. Bun, am adus o foaie și îi dăm mai departe de lucru coloniei. Totodată s-a extins la maxim. Bine, încă nici eu nu am controlul total, adică să zic așa, dar căutând acest aport de a suplimenta cu vitamine și cu minerale colonia, se datorează din cauza că cei în vârstă știu că acum câțiva ani coloniile de albine erau mari, da? Erau mari și mai sunt în țară care reușesc să fac colonii mari, iar această dată s-au cam au început să scadă aceste colonii, dar cei care au reușit să dea acest supliment de vitamine au coloniile cât de cât. Este un mic secret care unii îl folosesc, alții nu. Sunt youtuberi cu vechime care nu prea, adică ei știu tot și gata. Nu se poate așa ceva. Trebuie mereu să cercetez. Mereu să cercetez ca să evoluez, adică să mai înveți câte ceva, fiindcă te pui întrebarea cum coloniile mele nu poate să fie mari. Am cumpărat regine, de exemplu, de acolo și colonia tot nu este mare. Bun. Aici el are acces la aer. Se aduc și lui siropul cu uleiuri esențiale. Siropul este așa tulbure, de la hrean este așa tulbure și îi punem. Acum doar acea zonă rămâne acoperită, cuibul, deci eu cuibul acopăr, ramele care cu miere nu sunt acoperite și aici o să aibă aer. Cuibul îl mențin mereu să fie cald, indiferent ce se întâmplă, cuibul trebuie să fie cald. Ca albina să poată să-și mențină căldura în cuib. Am greșit și cu iernarea și mai multe chestii. Acum sper să fie bine. Odată ce a dispărut vărosul din stupină, iau toate măsurile să nu mai apară. Am mai citit, vreau să vă mai arăt ceva, dar o să vină ploaia asta.
Bun, dacă ajung acolo, o să vă arăt dacă nu las pe mâine sau poi mâine. Bun, cam atât. Deci asta e o colonie pregătită pentru floarea soarelui, fiindcă știu că este. Dacă nu aveam floarea soarelui în zonă, știu că sunt câteva hectare bune, atunci nu mai pregăteam aceste colonii pentru cules. Nu știu ce o să fie, n-am avut niciodată așa un aport de cules așa de mare la ce se promite. Sper să țină și vremea, sper să își revină vremea asta, că numai ploi. Sincer, am observat că oamenii când se plâng primăvara de ploi, anul acela e foarte umed. Când se plâng că a fost prea multe ploi, anul ăla e secetos. Bun, cam atâta. La începutul filmării fugea albina acasă, acum deja a fugit toată albina acasă, s-a terminat și lucru pe ziua de azi. Atât a fost, vreo 3 ore de zbor. Greu, greu cu aceste zboruri. Cred că în luna iunie au avut undeva la 5 zile de zbor așa mai sănătos. Mai sunt măci, l-am perecheat. Sper să se încălzească zilele următoare și să fie bine. Până data viitoare, numai bine!